Mă bucur foarte mult că te-am cunoscut. Scuzați-mă, sunt obosită. Cred. Mă bucur foarte mult că te-am descoperit. Am descoperit un om minunat care ne-a împărtășit foarte, foarte multe și pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult. Am ajuns să am mai multă încredere în mine, să mă consider mai, nu neapărat mai bună, dar să mă consider un om care poate oferi multe copiilor. Înțeles. Să nu mă mai las influențată de ceilalți. Adică să, prin ceilalți mă refer la cei care se consideră undeva sus și uită că au fost și ei cumva jos. Începători sau Exact. la început de drum. Da. Dacă ați ști de câte ori am vrut să renunț și mai ales la început. A fost greu. A fost foarte greu. Da, dar este atât de greu? Da, te rog. Am înțeles că menirea mea, adică ceea ce îmi place mie cel mai mult, este să fiu cu copiii, să fiu printre copii și că printre ei mă simt cel mai bine și că pot să le ofer atât cât pot eu să le ofer. Și poți și mai mult. Da, dar trebuie să mai lucrez la încredere. Da, bineînțeles. Ei, despre ce vorbim? Credeți-mă, și eu am momente... Emoțiilor, nu, clasă. Și am momente când intru în clasă, parcă e prima oară. Nu știu, preț de câteva secunde. Nu știu de ce. Starea mea, cine știe ce problemă am avut în ziua respectivă. Mă simt aiurea. Poate am o problemă de sănătate. Poate am avut o ceartă. Nu contează. Și parcă nu mai am încrederea aceea. Dar, da, ne revenim instant. Dar ne revenim, exact. Da. Dintre ei, când îi vedem așa, că ne așteaptă cu bucurie, că ne iubesc, că copiii transmit cel mai bune, cel mai bine emoțiile. Sunt cei mai buni profesori, de fapt, nu? Copiii. Deci sunt cei mai sinceri, da. Deci este... Știi cum? Am simțit... Pentru mine, ți-am mai spus eu prin mesaj, tu ești pentru mine un model. Ți-am simțit sufletul, deci a vorbit sufletul, practic, la tine acum. Eu așa am simțit. Așa a ajuns la mine. Da. E extraordinar. Mai emotiv, așa, și mă exprim mai... Și e extraordinar. Este minunat. Dar da, încredere, încredere. Și nimeni n-are dreptul să ne spună că nu putem. Deci nu există. Omul acela trebuie imediat pus la punct. Nu trebuie pocnit, nu trebuie, Doamne ferește, dar trebuie pus la punct cu fermitate. Deci, credeți-mă, ieri mi s-a întâmplat un lucru care nu mi-a plăcut. M-a certat o mămică, efectiv, că am pus nota 4. Și nici măcar nu era 4, era 5, dar în fine. Deci nu accept. Când vine vorba de competență, când vine vorba... Nu se poate. Trebuie pus la punct omul respectiv instantaneu. Nu există. Din punctul meu de vedere, lucrul ăsta. Sau persoane care să spună că nu sunt pentru meseria respectivă sau nu îți mai bate capul cu copiii ăștia, cu toți nebunii. Că mai sunt și astfel de persoane. Sau renunță. Nu. Aceste persoane trebuie îndepărtate sau trebuie să le explicăm foarte clar că ăsta e drumul nostru. Noi nu putem renunța la un picior pe care îl avem. Sau la o mână. Sau urechea asta nu mai trebuie astăzi. O dau la o parte. Este pur și simplu parte din noi. Eu așa zic, ce facem noi? Meseria de profesor. Nu poți să renunți. Chiar așa, adică... Dar este din ce în ce mai greu și este cu atât mai greu cu cât nu înțelegem, sincer, nu înțelegem rostul investiției. Și așteptăm să ni se dea, așteptăm. Nu se poate. Trebuie făcut ceva, trebuie să investești dacă într-adevăr ești făcut pentru această meserie. Nu poți aștepta să spice din cer. Trebuie și tu să faci un efort. Pentru că recunoștința copiilor pe care o vei primi este un dar. Este un sentiment minunat.
Să vezi că un copil a evoluat datorită ție. Dar tu ce ai făcut pentru asta? Ai mers la catedră, le-ai dat să copieze din carte și gata, ți-ai făcut ora, ți-ai luat banii? Asta nu e meserie de profesor. Meserie de profesor este să ai cărți, să le și citești, să le și aplici. Meseria de profesor înseamnă să rezonezi cu copiii sau să-i tolerezi chiar și atunci când nu rezonezi și să-i înveți ceva cu mintea și cu sufletul.